Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu, mă numesc Milan, iar astăzi vreau să vă povestesc despre un parfum al casei Carner Barcelona. Am mai recenzat cu ceva timp în urmă un parfum, acum vreau să aduc în prim plan un parfum dedicat sezonului cald, un parfum apărut acum 2 ani, în 2019, și creat de către Jan Vasnier. Acest nume nu îmi spune nimic, însă din punctul de vedere al creației sau al parfumului, consider acest parfum genul de parfum foarte abordabil și ușor de purtat. Cei care vă doriți un parfum de vară de la o casă de nișă care însă să se încadreze într-un spectru mult mai abordabil și ușor de purtat, v-aș recomanda să încercați acest parfum. Cei care însă vă doriți un parfum mult mai complex și mai diferit de ceea ce se poartă în zilele noastre din punct de vedere al parfumurilor generice, doar testați-l, însă cu siguranță că nu va fi genul pe care îl căutați. Deci astăzi vreau să vă vorbesc despre parfumul Figman, omul smochină, dacă e să traduc așa din engleză în română, un parfum cu două note principale, respectiv avem smochina în două faze sau în două tipuri de manifestare, respectiv fruct și frunză, și avem de asemenea violeta. Plus o notă de note marine care, cel puțin în acest parfum, nu se manifestă plenar, dar sunt acolo. Apărut în 2019, acest parfum nu este adesea menționat în rândul celor care se ocupă de recenziile parfumurilor. Este un parfum totuși plăcut. Nu pot să spun că va rupe gura târgului, nu pot să spun că așa ceva nu vei mai fi întâlnit, însă din punctul de vedere al ceea ce transmite, al faptului că are o performanță destul de bună, cel puțin pentru un parfum de vară, îl consider un candidat serios pentru cei care au mai încercat, de exemplu, parfumuri din seria celor de la D-Squared, de asemenea parfumuri din seria Lalique, în special Homage à l'Homme, flancărul pe culoare albă, pentru că și acolo avem violetă, cum de altfel avem și în parfumurile de la Discord. Și cu siguranță că mai sunt și alte parfumuri, amintesc de cele de la Dior, în special Fahrenheit Cologne, unde avem de asemenea o notă de violetă. Deci nota de violetă este folosită, hai să spun, din belșug în anumite parfumuri, iar în acest parfum nu face rabat. Am aici un decant din acest parfum, Figman. Am purtat aproximativ jumătate din cantitatea de 2,5 ml a decantului. Pe de o parte este un parfum care performează astfel că nu e nevoie să aplici foarte mult. Pe de altă parte nu este ceea ce aș purta eu în mod frecvent și de aceea nici nu îl folosesc des. Dar l-am purtat și pot să vă dau câteva informații. Dacă sunteți pasionați de această combinație smochin-violetă cu o textură ușor acvatică. Haideți să aplic acest parfum și să vă spun ce simt în deschidere. Să vedem unde este. Așa. Deci din prima, în momentul când aplici, simți foarte bine violeta. Deci violeta este foarte puternică în deschidere. Iar în spatele violetei se simte frunza de smochin. Așa cum am spus, în parfum avem două tipuri de manifestare a smochinului, respectiv fruct și frunză. Partea fructată vine mai degrabă în partea a doua, când deja capătă o textură pudrat cremoasă. Deci deschiderea este foarte plăcută, este ceva, hai să-i spunem, standard, deci cu așa ceva posibil să te mai fi întâlnit în alte parfumuri, în special nota de violete, însă noutatea sau surpriza este smochina. Din punctul de vedere al manifestării parfumului, așa cum miroase în deschidere, așa va mirosi pe întreaga durată de viață a parfumului, cu mici variațiuni, respectiv frunza de smochin va fi înlocuită de fructul de smochin, dar în principiu cam același trend olfactiv îl va menține. Din punctul de vedere al performanței, un parfum bun la acest capitol. Cel puțin pe pielea mea, parfumul are o longevitate de aproximativ 8 ore, cu o proiecție foarte bună pentru primele 2 ore, iar după aceea gradual scade până către acea marjă maximă de 8 ore. Din punctul de vedere al compoziției, avem aproape o simetrie pe toate cele trei etaje ale piramidei olfactive, începând cu deschiderea sau cu vârful piramidei, unde avem cardamon, avem de asemenea smochin și bergamotă. În inimă vom regăsi frunze de smochin, violetă și note marine, iar în baza parfumului avem patchouli, gaiac și tonka. Multe note,
Avem acea tentă vanilică imprimată de către Tonka, dar care nu este foarte pregnantă. Lemnul de gaiac, posibil să dea o senzație ușor cremoasă parfumului în combinație cu fructul de smochin. Deci sunt niște evoluții foarte plăcute în acest parfum. Este un parfum echilibrat din punctul de vedere al manifestării, astfel că nu vei avea parte de cine știe ce urcușuri și coborușuri sau de niște asperități care să te deranjeze. Per total, parfumul este bine făcut, este bine echilibrat. Îl consider mai degrabă direcționat înspre zona masculină, însă eu recomand oricui să-l testeze. Știu că posibil acolo să fie și doamne sau domnișoare care să aprecieze această combinație smochin sau smochină și violetă. Ca atare, eu recomand oricui să-l testeze și mai departe fiecare va putea să-și facă propria evaluare dacă acest parfum îi se potrivește. Din punctul de vedere al perioadei când poate fi purtat, este un parfum de vreme caldă, deci toată perioada cât timp temperaturile sunt peste 20 de grade, acest parfum este foarte bun. Miroase foarte plăcut, este abordabil, nu este ceva wow, deci nu vă așteptați la ceva nemai întâlnit și ceva nemai mirosit, însă se încadrează într-un spectru, hai să-i spun eu, foarte popular pentru parfumurile de vară, parfumurile cu o tentă proaspătă, ușor acvatică, cu note florale și cu note de fructe și lemnoase. Deci, per total, parfumul nu este rău, însă nu este ceva ce mi-aș dori eu personal în colecție. Este, hai să-i spun eu, prea banal, prea plat, chiar dacă îți dă o stare oarecum plăcută, neutră, adică nici nu te urcă, nici nu te coboară. Este genul de parfum pe care cel puțin eu nu m-aș vedea purtându-l constant. Adică, ok, l-am testat, l-am purtat, este ok, miroase bine, abordabil, e plăcut, nu excelează la niciun capitol din punctul de vedere al complexității sau mirosului, însă dacă eu cel puțin mi-aș dori ceva mai complex, acesta nu se încadrează în acest tipar. Însă pentru cei care vă doriți ceva foarte ușor, foarte ușor de purtat în primul rând și cu o tentă potrivită pentru acest sezon, cu siguranță merită testat. Din punctul de vedere al genului, v-am spus că poate fi purtat de ambele genuri. O vârstă minimă recomandată cred că ar fi undeva la 25 de ani. Un parfum de tip casual până către un casual un pic mai elegant, e posibil să meargă și la o ținută semi-formală. Această textură de violetă îi dă un pic un aer mai rafinat, dar această direcție ușor lemnoasă fructată dinspre smochină îl face ușor mai casual. Deci funcție de conjunctură, funcție de situație și de moment, parfumul poate fi purtat, consider eu, și în situații semi-formale. Din punctul de vedere al cantităților și prețurilor, acest parfum vine în două cantități, 50 respectiv 100 de mililitri, concentrația este apă de parfum, iar prețurile fluctuează între 100 de euro pentru 50 de mililitri și 150 de euro pentru cea de 100 de mililitri. Personal, eu nu aș da banii pe așa ceva. Cu alte cuvinte, există mult mai multe opțiuni și mult mai bune din acest punct de vedere al combinației eventual violetă cu smochină, însă cu siguranță că acest parfum își va găsi și adepții și haterii și așa mai departe. Deci, de principiu, eu recomand doar a fi testat, iar mai departe, așa cum am spus, fiecare va putea să își evalueze gusturile, cum miroase parfumul, cum performează, dacă îi dă buzunarul voie să plătească un 100 de euro minim și așa mai departe. De principiu, parfumul nu este rău. Vreau ca să trag o concluzie. Deci avem o performanță relativ peste medie, ceea ce este perfect pentru sezonul cald. Are un miros abordabil și, cel puțin din punctul meu de vedere, îl face foarte ușor de purtat de oricine, indiferent că ești pasionat de parfumurile mai simple, mai puțin abstracte sau ești direcționat către parfumuri mai complexe, deci pe oricine vei întreba acest parfum, mi se va părea foarte ușor și foarte abordabil în a fi purtat. Are multe calități, este un miros, hai să-i spun eu, comun, un miros generic pe care îl vei fi întâlnit în foarte multe alte creații și de la alte case de parfumerie, poate cu prețuri mult mai bune. Înainte de toate, recomandarea mea este să-l testați. O notă, dacă ar fi să îi dau o notă acestui parfum, nota mea pentru acest parfum este nota 8. Nu dă pe afară de originalitate, nu dă pe afară de complexitate, însă este foarte, foarte abordabil. Deci, dacă îți dorești un parfum simplu, ușor de purtat, cu o performanță relativ mediu ridicată, ar trebui să-l testezi. Prețul este însă destul de ridicat pentru acest parfum, astfel că doar dacă eventual îl poți găsi la un jumătate de preț, adică în loc de 100 de euro să dai un 50 de euro pe cantitatea minimă, poate atunci s-ar justifica
brandul, calitatea, mirosul și așa mai departe. Acestea fiind spuse, am să închei această recenzie aici. Ca întotdeauna aștept părerile voastre în legătură cu acest parfum, dacă ați avut ocazia să-l testați, să-l purtați. Și ca întotdeauna vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestei recenzii și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine!